Momente emoționante în România, se mișcă DNA-ul, se mișcă în zona domnului Chirica. Sigur că ne aducem aminte, la începutul anului s-a deșins acolo la primăria domnului Chirica, au deșins acolo pentru că era suspect de o greșeală pe care ar fi făcut-o domnul Chirica în legătură cu o intabulare, o afacere imobiliară. Dânsul este o, cum să zic, o personalitate imobiliară la fața locului. Ne aducem aminte de momentele spectaculoase în care copilul său de 2 ani deținea niște case relevante, adică impresionante ar fi cuvântul de specialitate aici. Domnul Chirica trece până acest necaz. În momentul de față are un control judiciar care nu-i mai permite să-și exercite mandatul timp de 2 luni, pentru că în timpul mandatului a produs următoarea infracțiune. Primarul Iașiului Mihai Chirica este pus sub control judiciar de procurorii DNA după ce în anul 2018 ar fi dat un aviz ilegal pentru construirea unui bloc. Procurorii au deschis un dosar penal pentru fals intelectual în formă continuată și instigare la uzurparea funcției. Timp de 60 de zile, Mihai Chirica nu-și mai poate exercita funcția de primar, deoarece faptele de care este acuzat au legătură cu aceasta. Vizat de acest dosar este și viceprimarul municipiului Iași de la acea vreme, Harabagiu Gabriel Vasile. Fapta de care sunt acuzați cei doi are legătură cu construirea ilegală a unui bloc. Concret, imobilul are mai multe nivele față de cele prevăzute în autorizație. În plus, suprafața imobilului este mai mare decât cea prevăzută în autorizație. Totodată, primarul va avea de respectat o serie de obligații, precum să nu depășească limita teritorială a țării decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului, să nu comunice direct sau indirect pe nicio cale cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia ar fi săvârșit fapta. Reacția edilului nu a întârziat să apară. Potrivit unui comunicat de presă emis de primărie, Mihai Chirica va lua o decizie după ce va contesta în instanță măsura controlului judiciar. În funcție de decizia instanței, voi decide ce voi face în continuare. Cert este că voi apela la toate argumentele și la toate prevederile legale pentru a-mi dovedi nevinovăția în această speță și în toate celelalte cazuri în care mi-au fost aduse acuzații. Nu voi abdica de la principiile pe care le-am promovat, nu voi înceta să cred în valorile democrației și statului de drept, nu voi renunța să-mi fac datoria de cetățean ales al ieșenilor, a declarat primarul. Dosarul a fost deschis în urmă cu o săptămână, când se afla la București pentru a discuta cu premierul Nicolae Ciucă despre problemele legate de termoficarea din Iași. În ultimii 3 ani, procurorii au deschis mai multe dosare pe numele primarului. Domnul primar este un specialist al dosarului. Există acolo o grămadă de dosare de specialitate. L-avem și pe domnul Ionuț Moșteanu, care văzând ce se întâmplă, că domnul primar nu-și mai poate exercita mandatul timp de 2 luni. Atât aștepta Moșteanu ca să aibă o comunicare. Se impune o reacție imediată din partea liderilor PNL și a președintelui Klaus Iohannis. În acest moment avem un primar de municipiu care nu-și mai poate exercita funcția. Mihai Chirica a fost pus oficial sub control judiciar. Chirica este un campion al dosarelor penale deschise de DNA și DICOT. Mihai Chirica trebuie demis urgent în PNL. Și organizate alegeri anticipate locale la Iași. Asta cu demis urgent în PNL e o bizarerie, pentru că de ce ai stabilit tu ce trebuie să facă PNL-ul în legătură cu membrii săi? Sigur că e un sfat dezinteresat. În relația cu funcția pe care o deține, da, dar în relația cu apartenența la un partid, care e logica? Bun, necaz mare prin care trece domnul Chirica, înțeleg că acel bloc construit acolo de acest afacerist Gheorghe Cheșcu, l-a făcut un pic mai mare. A mai pus câteva. I-a ieșit mai multe. Ca la domnul Grindă. Dom'le, a dat să facă ceva, a ieșit un pic mai mare. Știți cum sunt inginerii ăștia? Ce să faci, Radu? Să te apuci să demolezi? Asta e întrebarea. Așa a ieșit, așa a ieșit. Și e frumos. Au loc avioanele să treacă? Cât de mare, cât de înalt l-au construit. Hai mă să ne lămurim direct de la sus. Hai să-i dăm un telefon domnului Chirica. Dacă putea să vorbească, dacă are voie, el e sub control judiciar, are voie? Păi eu zic că are voie să vorbească, n-are voie să-și exercite mandatul, dar nu în calitate de primar o sună. Deci ca să nu avem discuții cu procurorul. Să știți că nu sunăm în calitate de primar. Noi nu vorbim cu el în calitate de om. De om, în de ființă umană. Hai să vedem. Omenește. Sunați-l pe omul Mihai Chirica. Omenește, dăm un telefon domnului Chirica. Uite că cred că vorbește cu cineva. Cine vorbiți, domnul Chirica? Vedeți că n-aveți voie să vorbiți cu destul de mulți oameni. Să nu fie domnul Gheorghe Cheșcu ăsta. Sper că nu stați cu Cheșcu pe telefon acum, la ora asta. Ce v-ați gândit dumneavoastră? Hai, Cheșcule, că nu ne-or suna fix acum să ne verifice. Domnul Mihai Chirica, am sunat la domnia sa, din păcate fără succes. Nu că mai dăm de ce n-aveți apel în așteptare? Dați-mi un mesaj. Mihai Chirica, omul Mihai Chirica. Omule. Să nu se înțeleagă că îl contactăm pe primar, că n-are voie. Nu mai. Gata, hai că am prins linie. Știți cum se zice? Cheșcule, hai că te sun mai încolo. Am prins linia, domnul Chirica. Sper să
Să ne și răspundă. Trebuie să răspundeți cu Bună România ca să câștigați premiul. Urmăresc Bună România! Hai că îi dăm și un premiu, dar... Domnul Zanfir, omul are de caz mare. Păi eu încerc să-l mai destind un pic atmosfera. Ce să-i destinzi? Că să-l mai relaxăm. Îi mandatul, îi cere moșteanul, demisia. Hai, domne, că nu s-a începe țară. Viața cu mandatul de primar. Ia. Nici nu se termină. Bună seara. Fără bună seara. Nu răspunde. Haideți, lăsați-l, că dacă e, ne sune înapoi. Ne sune dumneavoastră. Când puteți, domnul Chirica, să știți că până pe la 8 fără ceva nu e. Suntem liniile telefonice. Sunt deschise. Așteptăm apelul domnului Chirica. Merdem și noi, domnul Chirica. Acum suntem sub control judiciar, nu? Au trecut alți primari până în momente mai dificile. Uite-te mai la delicate. Domnul Piedone, taie. Uite-te la domnul Mazăre, că a mai luat 5 ani de pușcărie. Deci, control judiciar, domnul Piedone are condamnare în primă instanță, taie și spânzură în sectorul adâns. Are face clipuri. Dumneavoastră de la un amărât de control judiciar, atâtea tragedii. Nu mai puneți la suflet. Da, totuși. Asta e. N-ați văzut că nu se mai opresc că iată în construi, nu le zic. Unde vă duceți, domnule? Faceți gârie în ore. Nu, dar ce hărnicie asta, vezi că în România nu mai poți să fii hărnic. Era și o expresie, să te ferici de hărnicia prostului. Da. Te ferici de hărnicia hoțului, ar trebui. Inginerului. Asta e, ce să facem? Da. Mergem înainte, cu Dumnezeu înainte, ce dacă să... își dă demisia sau nu din partid, rămân întrebări fără răspuns, domnul Chirica, sau măcar pe un mesaj, să ne spuneți ce aveți de gând să faceți pe viitor, dacă nu mai rămâneți primar. Vă întoarceți în... El de unde vine? Nu știu de unde vine, dar problema e unde pleacă. Asta e ideea, să nu care cumva să plece unde pare că se duce. Nu știu, acum, sigur, sunt speculații, dânsul a dat el un comunicat. El a făcut minune acolo din orașul ăla. Multă lume am văzut că zice. Care, nu știu. Păi e o minune. Dacă e o minune. Copil la 2 ani să aibă casă pe numele lui. Mare minune. Nu, e minunat. Dar, pe de altă parte, vezi și minunea asta. De a fi de la PSD, după aia de la PNL. De ce nu? De ce nu? Deci e o minunăție. Sau nu mai e nimic minunat între noi. S-a mai pomenit. S-a mai pomenit. Nu, e ceva ieșit din comun. Da. Am mai văzut cazuri. Da. S-a trecut până așa ceva. El era, vă ce-ți aminte, un contestatar. Era PSD mare. A lui Liviu Dragnea. Era foarte supărat pe Liviu Dragnea. El a fost vicepreședinte a PSD. Da? V-a zis gata. Gata. Mă las de socialdemocrație. Și... vreau să încerc cu liberalismul ăsta, să văd ce e de capul. Să văd că am văzut că... Să nu se lase și de liberalism acum. Am vocație de independent. La un moment dat eram tandrețuri cu George... Nu, păcatele mele că se interpretează greșit, se o simplă figură de stil. Era în relații foarte bune cu domnul George Simion, în sensul că aveau acțiuni comune, să modificăm Constituția și să scrie acolo. Că ceva, știu să scrie ce e de scris. Să scrie acolo în clar în Constituție ce ne dorim. Bun. Unirea, da. Să ne dorim unirea cu Moldova, nu cu Republica Moldova, cu Basarabia. Scrie în Constituție că ne dorim unirea. Multă lume nu... Păi da, s-a mai întâmplat în legătură cu Moldova, să scrie în Constituție că... Nu în Constituție, mă rog, să scrie în lege, să dăm o lege, că să facem autostradă spre Moldova. Da, n-au scris în Constituție. Dacă nu scrie în Constituție... În Constituție, vă dați seama, acum aveam... Așa o lege ordinară, nu-ți vine să încălzi. Legea fundamentală a țării. Nu legea... ordinară, nu te uita și tu. Să nu zici nimic. Dacă era extraordinară, se punea și în aplicare. Bun, atât despre Mihai Chirica momentan, dânsul nu vrea să vorbească cu noi. Păcat, păcat, că uite că de bine de rău e bine să vorbești cu măcar cu noi aveți și voie să vorbiți, adică nu aveți vă deranjează. Voie și până la urmă mai destindeam un pic. Vă mai descărcați, spuneați, dom'le, sunt nevinovat, sunt așa, poate vă și credea cineva. Uite, ești deschis la dialog. Eu eram chiar m-a surprins. Radu mi-a spus și înainte emisiune. Păi, să vezi că e nevinovat. Și eu ce ți-ai zis? Mă, știu. Deci am fost surprinși, deschiși la dialog. Asta este. Asta e, nu vreți să vorbiți parte... cu noi, când o să ne sunați, nu vă mai răspundem noi. Ne închidem și mergem cu hai, că mai sunt și închiderea asta către domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu este prin țară, se duce de acolo până acolo și sigur că are această situație pe masă, pusă așa pe supreș, cum ar veni, adică nu e o ceva oficial făcută, nu e o cerere oficială de remaniere a domnului Budăi, a cunoscutului interpret Budăi. E o muzică folclorică. Aș putea spune... Eu nu înțeleg cum a reușit domnul Budăi să evite participarea la un ansamblu folclor. Bravo, să evite această carieră. Cum a făcut el? Cum a făcut el schiva asta? Că pe orice drum ar fi luat-o, se sfârșea într-un ansamblu folcloric. Vă rog frumos, stimați colegi de regie. Căutați, doamne, poza aia, nici nu vreau să vă spun care, știți care. Poza aia pe care o vreau eu cu domnul Budăi. Da. Deci n-ai cum. Deci ai fotografia aia și nu ești la ansamblu Ciocârlia. Nu ești prieten cu maestru Botgros și nu ai recital pe marile scene. Nu știu, e păcat să nu fii folclorist. Nu, faci și politică, n-a zis nimeni. Dar venind mai din, cu măsură. Venind mai cu măsură din zona muzicii folclorice. Da. Eu îl văd un interpret drag sufletelor noastre. Îl văd pleca cu fuego până alături de noi. Maestru Budăi, interpret de muzică populară, dar și din muzica ușoară, domnul Foi. Adică așa văd lucrurile. Îi văd pe telespectator dându-ne mesaje pe fond nervos, vă bate joc de marii noștri artiști, de domnul Budăi, dar nu vă e rușine, de maestrii muzicii, cum a fost cu domnul Arșinel.
Am fost ai așa ceva? E păcat. Și tu vrei să fii ministru? Ministru poate oricine. Da. Dar așa ceva? Știi că, știi că ne-a molestat. Te-a molestat domnul Budăi? Ne-a urecheat domnul Budăi că am vorbit cu dânsul. Nu m-a molestat. Ceva mai... Am vorbit... Eu unde eram, Radu? E bine, domnule, ce să... De ce nu m-ai sunat? Răzvane, fiore, că am vorbit cu domnul Budăi. Ceva mai nerespectos cu dânsul. Da, ai fost obraznic. Că n-am folosit pluralul de politețe. Dar cum i-ai zis? Măi, Budăiule! De măiestie? Tu ai spus domnul Budăi, lăsați prostiile sau nu știu ce. Sub argumentul că dânsul, așa, asta a fost... La un moment dat... Asta a fost reproșul sub argumentul că la un moment dat dânsul a fost și ministru. Și nu e normal să vorbim așa cu dânsul, un fost ministru. Și acum... Dar ar gândeam, fi putut fi un rapsod. Dacă ar fi fost rapsod, dacă ar fi fost un maestru, altfel, un artist, păi, domnul Zamfir, nu ne-ar fi dat în cap să vorbim cu dânsul nerespectos dacă ar fi fost încunat această carieră așa cum vedem în poză. Dar, mă rog. Ce vreau să vă spun despre poza asta. Poza asta trebuie dezbătută îndelung. Vedeți acolo care așa o încadratură tricoloră. Da. Nu-i pusă de noi. Nu-i pusă de el. Așa e modelul. Deci dânsul, după ce s-a înveșmântat, a zis și tricolor, îmi puneți de jur împrejur. Ca și cum ar fi, ca și cum are mana tricolor. Dar nu îmi puneți, că nu cred că a făcut-o cineva pentru el. Cred că el... El a stat, a stat toată noaptea, săracu. A stat pe Photoshop-uri, pe nebunii. Iartă-mă, o fac eu. Eu nu știu să fac. Cineva dă, care cunoaște calculator. E mâna lui, e mâna lui. El a făcut. A rugat pe cineva de el de la ansamblu. Domnule, dacă... Așa, ce interesant, în schimb, în cazul domnului Budăi, și asta mi-a atras atenția într-o manieră de-a dreptul, da, cum să spun eu, de natură să vă vorbesc și dumneavoastră, nu știu dacă are sens cum am formulat, dar ați înțeles ideea, când domnul Budăi a primit niște critici de pe la liberali, că domnule, mai insistăm mult cu Budăiul, mi s-a părut că domnul Ciucă a fost extrem de prezent în discuție. Domnul Ciucă imediat s-a înveșmântat. Jos labele de pe Budăiul meu! A era avut... ceva domnul Ciucă de genul ăsta. O atitudine extrem, extrem de ciudată în legătură cu... De ce spun ciudată și să vă, o să mă argumentez? Da, pentru da, că da. Că am și eu argumente. I s-a pus pe masă domnului, domnului Ciucă o declarație de la domnul Budăi care spune că a convenit cu dânsul renegocierea PNRR-ului. După care a venit purtătorul de cuvânt al dânsului, a domnului Ciucă, și a zis în felul domnul următor. Cărbunaru. Domnul Cărbunaru. Sunt felul următor. Nu se pune problema de așa ceva. După care ți apare domnul Ciucă, apare dânsul prin viu grai și ne spune în felul următor. Domne, discutăm chiar renegocierea, sigur, de ce nu? Deci domnul Ciucă în momentul de față este extrem de protector când vine vorba de domnul Budăi. N-am văzut aceeași atitudine. Păi asta este ciudat. Că dacă ar fi un premier distant, domnule, nu prea ține la ministrii lui. Așa el, ca premier, nu-l interesează. Da. Îi atași ministrul, el nu se bagă. Să nu-i atași țara. Că a fost atunci, acolo e care... Forma. Sau podul. Sau podul din Nasiri. Da. Asta e la podul din Nasiri, la țară și doresc la miniștri. Trageți-ne. Bun. E, problema e că a devenit extrem, extrem de sensibil la orice fel de critici sunt aduse domnului Budăi de la Partidul Social Democrat. Dar când săptămâni la rând PSD-știi de prim rang, mai așa, în zona mediocrității, îl atacau pe colegul său de partid, Virgil Popescu, de la Energie, pe tema crizei din energie, care am aflat ulterior că ar fi fost mai degrabă în parohia PSD-istă, prin instituția condusă de PSD-istul Chiriță. De la ANR. Da, domnul Chiriță. Da? Domnul Ciucă n-a avut o reacție. Deci, care e adevăratul domn Ciucă? Aici a fost destul de vehement. În ăla nepăsător și rece, poți să-i atași miniștrii, nu-i pasă, și aș fi înțeles atitudinea. Atunci până la Budăi. Sau acesta extremă, să nu, lăsați-mi Budăi în pace, lăsați-mi miniștrii în pace. Uite, arunc... deci ești mai atent tu, Ciucă, la miniștrii PSD, când criticile în fond sunt întemeiate, când te poți juca cu declarațiile că renegociezi tu PNRR-ul. Renegociezi tu PNRR-ul, pe cuvântul tău că renegociezi tu PNRR-ul. Că iar ne uităm pe CV-ul domnului Budăi și vreau să văd când a învățat el cum e cu renegocierea PNR. Vreți să vorbim iarăși despre facultățile alea făcute pe la Spiru Haret? Nu mai stăm să vorbim despre asta, că nu e relevant în context. Dar de ce e domnul Ciucă sensibil la criticile la adresa unui PSD-ist și nu e la adresa unui PNL-ist?
Adică e o atitudine interesantă a domnului Ciucă, pe care, la care trebuie să ne, la care încă mai lucrăm. La nu, care, eu n-am un răspuns încă. La care anexez o declarație făcută de domnul Ciolacu astăzi la Târgu Frumos fiind. Poate important da. Și locul. Contează foarte mult. Așa trebuie să încep. Și contextual. La Târgu Frumos, zice domnul Ciolacu, foarte frumos. Cum evaluarea zice? Miniștrilor nu o face coaliția. Asta dacă vrem să trăim într-o țară normală. Evaluarea miniștrilor o face primul ministru. El tot zice primul ministru. Așa, lasă, că nu știm la ce se referă. Așa. La premier. Premierul face o evaluare și vine cu ea în coaliție, eventual facem alte propuneri sau alte discuții. Deci, cine spune domnul Ciolacu? Eu am mare încredere. Pare că domnul Ciucă este un om al domnului Ciolacu. Asta este impresia pe care eu o am. Sau PSD-ul a devenit un partid al domnului Ciucă. Ce înțelegem noi de la domnul Ciolacu? Că dacă până acum, cred că am făcut o cacofonie, dar chiar nu contează în context, că dacă până acum discutam foarte mult despre, cum să spun eu, analiza în coaliție. Dom'le, nu un om stăpânește peste tot, nu-i Lord of the Rings, așa. Fiecare discută. Subit e încredere totală. Domnul Ciucă să ne judece. Asta după ce domnul Ciucă s-a demonstrat mult mai interesant de protejarea PSD-șilor din guvern decât a propriilor colegi de partid. Eu o ciudățenie în care stăm o sanitate care ne-a făcut atenți. De fiecare dată când vorbim despre, despre domnul Ciucă cu cineva de la Partidul Social Democrat, ai văzut că oamenii sunt extrem de... Mă-l vor neapărat contracandidat la alegerile prezidențiale pe Ciucă, să înțeleg și eu. Sunt extrem de protectivi așa cu domnul Ciucă. Domnule, eu un premier, poate că și renunț eu la, și că la acel timp pe care trebuie să... facem azi domnul Ciolacu, poate las pe domnul Ciucă până la final? Vrea domnul Ciolacu neapărat ca domnul Ciucă să fie contracandidatul din partea PNL la alegerile prezidențiale? Adică ar fi o variantă mai convenabilă. Nu știu, este varianta optimă? Cam asta apare. Ceva se întâmplă acolo, domnul... Cam asta apare. Adică atitudinile sunt greu de explicat. Dar cel mai bine ar fi să discutăm aceste nelămuriri cu reprezentanții partidelor politice. Vorbim aceste nelămuriri cu reprezentanții partidelor politice până una alta. Haideți să vedem o altă contră pe care o au cei de la PNL cu cei de la PSD. O adăugăm și pe aceasta, după care le tranșăm pe ambele cu membrii partidelor. Franklin Templeton International, administrator al fondului Proprietatea, a anunțat că pe 1 februarie 2022, statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, a achitat fondului suma de circa 189,2 milioane de lei, reprezentând plata aferentă tuturor acțiunilor neplătite deținute de statul român la fondul Proprietatea. Asta în contextul în care, la data de 31 decembrie 2021, statul român deținea aproximativ 363,8 milioane de acțiuni neplătite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,52 lei, conform unui document publicat la bursă. Numai că această plată nu ar fi reprezentat o urgență. Pe surse, liberalii acuză în coaliție că cele 190 de milioane de lei de la fondul Proprietatea ar fi putut fi folosite mai bine. Concret, banii puteau fi vărsați în sistemul de apărare pentru mărirea salariilor. Liberalii ar fi de părere că, în contextul geopolitic tensionat de la granița cu Ucraina și amenințarea rusă, altele ar trebui să fie prioritățile statului român și, în particular, ale Ministerului Finanțelor Publice. Bun, îi spunem bună seara domnului Benoni Ardelean de partea Partidului Național Liberal. Bună seara! Bună seara! Și domnului Dan Cristian Popescu de la Partidul Social Democrat. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnilor! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Haideți să pornim discuția de la această ultimă știre difuzată de noi cu privire la plățile făcute prin Ministerul Finanțelor Publice către companiile care dețineau acțiuni la fondul Proprietatea. Domnule Popescu, dumneavoastră aveți o explicație în contextul în care nu e considerată, iată, de către partenerii liberali o plată oportună, cel puțin în acest moment, când prioritățile par să fie altele? Chiar nu știu despre ce este vorba. Nu știu dacă plata era scadentă sau putea fi făcută ulterior. Nu am aceste date și m-aș feri să comentez ceva ce nu cunosc. Nu. Haideți să vedem dacă domnul Benoni Ardelean, din partea Partidului Național Liberal, poate dezvolta puțin aceste acuzații ce par să vină din zonă liberală către ministrul PSD-ist al finanțelor, domnule Benoni Ardelean? N-am aceste informații vis-a-vis de poveste respectivă. Ce pot să spun din istoric, așa, în povestea asta, este următorul lucru, și anume, sunt priorități ale statului care, bineînțeles, că sunt priorități. Adică n-ai cum să faci, trebuie să plătești dobânzile la sumele care le-ai luat împrumut, trebuie să faci niște plăți urgente spre diversi furnizori și mai departe. Și normal că în anumite momente
ții de pungă cât poți de strâns ca să nu dai din banii respectivi. Asta este rolul ANAF-ului, care bineînțeles că trebuie să controleze cât de cât fluxul banilor. În momentul în care se dau niște bani spre un anumit fond sau altul, e clar că aia nu cred că e neapărat o urgență a statului român, mai ales pe fondul acesta a, să zic așa, a echilibrului foarte fin pe care trebuie să-l avem pe gestionarea banilor. Deci eu nu știu exact cazul concret, dar știu că în trecut au mai fost discuții pe astfel de plăți care s-au făcut în momente în care nimeni nu și-a explicat de ce a survenit o urgență în momentul respectiv. E suspect această urgentare a domnului ministru de finanțe în legătură cu această plată? E destul de suspectă, sigur, mai ales în contextul în care ne aflăm acum, când cu toții privim îngrijorați pe bună dreptate la ce se întâmplă la graniță. Pe de altă parte, mai e suspect și altceva, și aici aș rămâne la dumneavoastră, domnule Ardelean. Ați remarcat felul în care domnul Ciucă îi ia apărarea, într-un fel sau altul, domnului ministru Budăi la momentul în care se discuta remaniera dânsului. Există, nu vi se pare suspectă totuși această stare a Partidului Social Democrat de încântare în legătură cu domnul Ciucă? Să știți că aici apar că sunt puțin subiectiv în povestea asta. Domnul Ciucă mi este bun prieten, pe de o parte. Sunt și consilier onorific a domniei sale pe politica externă. Da, prea aveți cum să-l criticați. Chiar astăzi am avut o discuție foarte serioasă cu domnia sa pe câteva chestiuni de politica externă. Însă ceea ce pot să vă spun este că este un tip foarte corect. Dincolo de prietenia mea, vreau să fiu cât se poate, nici cel puțin membru de partid aici, nu. Vreau să fiu analist politic în adevăratul sens al cuvântului. De ce sunt tip foarte corect? Este un tip care absolut militărește, așa cum îl știm, își face treaba foarte programatic, care muncește de dimineața până noaptea și care chiar vrea să realizeze ceva în perioada aceasta. Și chiar cred că dintre ultimii premieri care am avut, este unul dintre cei mai buni pe care cel puțin avem noi șansa ca și români să-i avem. Și dintre ultimii trei? Ține la corectitudine. Iar lucrul acesta este un lucru bun din punctul meu de vedere. Prostul care îi este făcut este următorul. Sigur, e o suspiciune generală în legătură cu o înțelegere mai largă cu Partidul Social Democrat pe care o are decât cu partidul care l-a propus în funcție de premier. Și totul pleacă de la faptul că domnului Virgil Popescu nu i-a luat apărarea în spațiu public, nu a simțit nevoia să iasă să explice în legătură cu domnul Virgil Popescu, mai ales că era vehiculat ca fiind vinovat pe nedrept până la urmă în această criză. Nu, dar e irelevantă, cum să spun eu, realitatea din spatele acuzațiilor. E vorba strict de poziționarea în fața criticilor venite la adresa unui membru al executivului PSD-ist și respectiv penelist. Adică ce am sesizat noi, domnule Benoni Ardelean, și dăm imediat cuvântul și domnului deputat Popescu, e că domnul Ciucă pare mai sensibil la criticile aduse membrilor PSD-iști, în speță în cazul domnului Budăi, lucrurile sunt evidente, decât la criticile aduse propriilor colegi de partid. Și înțeleg de la liberal că pur și simplu Popescu era și nevinovat pe subiectul respectiv și mă refer desigur la ministru Popescu. Da, chiar nu cred că a fost partinic aici în povestea asta și chiar nu cred că i-a ținut apărarea într-un mod ieftin, să zic așa, cuiva. Și dimpotrivă este foarte, foarte atent la fiecare cuvântel care îl spune, foarte echilibrat, nu se hazardează niciun fel de ieșire din asta partinică într-o parte sau în cealaltă. Chiar și în partid păstrează aceeași echitate, să zic așa, în discuțiile cu colegii. Și cred că lucrul acesta l-a făcut ca în ultima perioadă să-și câștige foarte multă încredere. Așa cum bine știți, domnia sa face parte din Partidul Național Liberal de un an și un pic. Dar din momentul în care a candidat la Senatul României. Iar până atunci a îmbrăcat o haină militară cu mare onor, a avut realizări foarte serioase în zona respectivă. Iar de atunci încoace, într-adevăr, nu este foarte multă experiență politică, dar a reușit în ultima perioadă să învețe foarte mult din ceea ce se întâmplă în spectrul acesta politic și nu cred sub nicio formă că l-a părăsit, să zic așa, bunul simț, corectitudinea, modul programatic în care face lucrurile și foarte aplicat. Și cred că lucrul acesta l-a determinat probabil să aibă această ieșire.
fericire, dar nu sub nicio formă, chiar dezavuez orice fel, cu certitudine, orice fel de partipliuri pe care ar putea să le aibă într-o parte sau în cealaltă, așa cum spuneam, nici în PNL nu le are. Da, nu are nici în PNL, dar vedem că totuși pe PSD are niște mici partide. Domnule deputat Popescu, nu putem de asemenea să ignorăm atitudinea liderului social-democrat Marcel Ciolacu în... pus în fața acestor discuții cu privire la evaluarea unor miniștri, își declară întreaga încredere în domnul Ciucă, singurul măsură să judece performanța ministerială, indiferent de apartenența politică a membrilor cabinetului. Deci nu doar domnul Ciucă este extrem de grijuliu când vine vorba de imaginea pesediștilor din cabinetul său, și domnul Ciolacu pare să fie un susținător și chiar, iată, un om care potențează imaginea domnului Ciucă. Nu vă pare așa? Faceți abstracție de calitatea de membru de partid. Vă pare așa că e o înțelegere între domnul Ciucă și domnul Ciolacu? Nu vi se pare că e de-al vostru? Cam asta e întrebarea până la urmă, dacă vreți să formă. Știți că Partidul Social Democrat a intrat la guvernare, a luat decizia să intre la guvernare în niște momente foarte grele pentru România. Da. Noi n-am intrat cu jumătate de măsură, n-am intrat ca să ne apucăm să ne sabotăm singuri guvernul din care facem parte. Am hotărât niște lucruri, un plan de guvernare, s-au împărțit și portofoliile de miniștri, s-a hotărât că în prima fază este prim-ministru domnul Ciucă. Noi îl tratăm ca pe prim-ministrul României, nu ca pe prim-ministru partenerilor de guvernare pe care trebuie să-l sabotăm cu orice prilej. Și dânsul văd că tratează miniștrii ca pe miniștrii din guvernul României, nu ca pe miniștrii PSD, UDMR sau PNL. Până la urmă, fiecare ministru trebuie să dovedească în poziția respectivă că face lucruri pentru români. Repet, este motivul pentru care guvernăm, să găsim soluții pentru români. Pentru români, asta vreau să zic. Păi da, îi tratează pe membrii cabinetului diferit. Asta e suspect. Deci e invers cumva. Probabil că și aceștia au avut comportamente diferite sau prestații deci, diferite. În timp ce domnul Popescu mai degrabă a fost de vină în criza domniei sale, domnul Budăi în criza pe care a generat-o dânsul a fost mai puțin vinovat. Domnul Budăi nu a făcut decât să spună adevărul, că se poate renegocia pe NRL și că se dorește... Minte purtătorul de cuvânt al guvernului înseamnă. Și mi-e greu să cred că domnul Dan Cărbunaru... Domnul Cărbunaru a recunoscut că se poate renegocia. Deci domnul Budăi nu a spus nimic în locul lui. Păi domnul Budăi a susținut că a discutat cu domnul Ciucă, purtătorul de cuvânt al guvernului a infirmat zvonul. A zis că s-a vorbit, dar nu s-a stabilit, nu s-a concretizat. Clar, discuția. Da. Domnul Ciucă a venit cu o declarație în favoarea domnului Budăi, adică e ceva neclar acolo. Și eu. Dar este și logic, pentru că am mers la subiectul chiar la noastră. Da. PNRR-ul se poate renegocia. Noi nu vrem să schimbăm cererea Comisiei Europene care este legată de deficit, ci modul prin care se poate ajunge acolo. Negociatorii de acum un an, doi, au mers cu această plafonare a procentului din PIB pentru PES. Domnul Popescu, ne învârtim într-un cer. Noi spunem că sunt și alte soluții care să ne ducă la același... În baza unor angajamente... Domnul Popescu, haideți să rămânem că... În baza unor angajamente pe care noi ni le-am luat în acest PNRR, dintre care și fac parte și acestea pe zona de pensii, așa, noi primim niște bani. Nu? Asta este logica PNRR-ului. În baza unor angajamente. Da, asta, veniți și spuneți, hai să renegociem angajamentele. Păi atunci se vor renegocia și banii ăia. Asta e ideea. Comisia nu ne-a cerut plafonarea procentului din PIB pentru pensii. Ne-a cerut să nu mărim deficitul sau reducerea acestuia. Deci, da. Propunerea plafonării pensiilor a venit de la domnul Ghinea și de la guvernul respectiv. Deci, comisia nu a cerut acest lucru. Au cerut niște ținte. Modul prin care ajungi la acele ținte poate fi acesta sau pot fi altele. Da, să fie sustenabil. Pe de altă parte, tăi și ne gândim, cum poți să faci să fie sustenabil un sistem de genul acesta dacă tu continuu crești pensiile, dacă faci lucrul acesta pe care îl promite Partidul Social Democrat și vedem că nu se ține de cuvânt, pentru că de promis au promis. De făcut vedem că nu ați făcut. Când ați venit în funcție, ați mărit doar cu 10%, explicând că, domnule, atâta s-a putut. Dar când făceau peneliște așa, erau, fui, furau pe pensionari. Noi, tocmai de aceea, în acest an, dorim să majorăm din nou pensiile. Și de aici pleacă toată discuția. Domnul Benoni Ardelean, mergem la renegocierea PNR-ului până la urmă, gata, s-a tranșat?
Nu, aici discuția este următoarea. Eu cred că nu există un om cu minte la cap în țara asta și sănătos la cap, da? Care să nu-și dorească să dea mai mulți bani copiilor, da, pentru alocații și pensionarilor pentru pensii. Nu cred că este, da. Tot respectul pentru cei care au pensii foarte mici, eu cred că mulți dintre ei abia trăiesc în România și eu cred că cu toții ne dorim să vedem o țară prosperă și să avem categorii, să zic așa, care dau un trai decent din toate păturile sociale sau peste tot, fără să vedem oameni care sunt pur și simplu cuniți de viață. Vă dau un singur exemplu ca paranteză aici. În prima dată când am plecat în afara țării, în Occident și în multe alte țări din vestul Europei, am văzut bătrâni care efectiv o duceau bine. Aveau mașini bune, mergeau la restaurante și știam cum o duc bătrânii din România. De atunci am avut așa o durere în suflet, să zic, și mă gândeam tot timpul, doamne, aș vrea și eu să văd românii și părinții, bunicii, care s-o ducă foarte bine. Domnul Benonia, păi așa pot să vă spun că mă uit și eu în Occident și văd tineri de 30 de ani care o duc bine și mă uit la săracii de la noi. Adică, vedeți, bun, că discursul ăsta putem să-l punem indiferent de categorie de vârstă. E vorba de nivelul de trai, în general. Da, numai trebuie să țineți cont că atunci când vorbim despre copii și despre bătrâni, vedem categorii defavorizate. Uitați-vă la zilele de bătrâni. Mergeți undeva să vedeți ce zile de bătrâni avem în țara noastră, nu cele private, celelalte care sunt de stat, care mai sunt și alea. Da. Și uitați-vă, dacă mergeți prin zona rurală, să vedeți câți bătrâni o duc foarte rău. Și clar că toți ne dorim să le dăm bani mai mulți. Acum, că putem să facem lucrul acesta sau nu putem, asta este o întrebare care cred că trebuie să ne punem permanent. Nu pare prioritar. Nu pare o prioritate. Singura chestie care eu cred că trebuie eliminată sunt aceste pensii speciale, care sunt o mare măgărie a tuturor celor care s-au perindat în spectrul politic de ani de zile și care ar trebui pur și simplu să bată palma pentru a elimina absolut orice fel de pensie specială în România. Știți de ce nu mi se pare că asta ar fi o prioritate? Pentru că dacă asta era prioritatea, nu am fi virat acum 190 de milioane de lei către fondul proprietatea. Da? Da, și am fi virat sumele necesare pentru a rezolva o parte dintre aceste probleme. Cu 190 de milioane de lei, domnule Benonic Ardelean, sunt convins că multe dintre aziele de bătrâni despre care vorbiți dumneavoastră ar fi putut fi introduse în normalitatea zilelor noastre. În zona gestionării banului public, întotdeauna se va pune problema aceasta, mai ales noi în politică. Domnule, de ce ai făcut podul ăla când puteai să faci drumul respectiv? De ce ai făcut spital când trebuia să faci școală? Adică eu cred că trebuie să fim foarte echilibrate aici și să găsim, trebuie să facem absolut toate lucrurile cu cap. Nu doar o singură chestiune și nu trebuie să spunem, da, e adevărat că fondul proprietatea poate trebuia să mai aștepte acum cu banii atâta timp cât noi suntem într-o, să zic, perioadă de dezechilibru oarecum. Dar de ce a simțit nevoia să facă această plată, domnul Căciu? Nu știu, vă rog să întrebați la Ministerul de Finanțe. Știți că nemulțumirile... Și nu mă ocup de acest minister, în principal, de politică externă securitate. Înțeleg că nemulțumirile din PNL au fost exprimate... în principal, în interiorul partidului, e drept, de către președintele PNL, domnul Florin Cîțu. Păi, normal, pentru că este ministerul care cred că îl monitorizează foarte bine în continuare, la fel cum atenția mea este spre alte ministere pe care le monitorizez, pe specialitatea pe care o am și pe precăderea pe care o am în zona aceasta politică. La fel, domnul președinte Florin Cîțu clar va monitoriza acest minister atât timp cât este în sfera publică, pentru că este ministerul, este ca și copilul lui, da? Uite, Ludovic Orban monitorizează tot timpul Ministerul Transporturilor, mă rog, fiecare cu ce jucărie a avut în sfera publică, da? Da. Bine, domnilor, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, interlocutorilor noștri în această seară, domnul Dan Cristian Popescu, Partidul Social Democrat, domnul Benoni Ardelean, Partidul Național Liberal. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne mai uităm așa și cu privire la actuala ierarhie a priorităților. Că știi, eu nu-l bănuiesc pe Florin Cîțu că ar fi vreun adversar al plăților pe care trebuie să le facă statul către diferite direcții de acest gen. Adică nu îmi pare genul, dom'le, banii ăștia trebuiau să se ducă nu știu unde, dom'le, să creștem pensii. Nu-i vreun populist. De-aia mi-a atras atenția. Dacă ar fi venit, probabil, uite, dacă ar fi venit dinspre AUR nemulțumirea, aș fi zis, da, dom'le, nu vrea să banii aia să creștem pensiile, alocațiile, să nu știu. Știi? Ai fi gândit,
Dar Florin Câțu nu e genul ăsta. Și dacă Florin Câțu are astfel de semne de întrebare cu privire la caracterul de urgență al acestei plăți, 190 de milioane de euro, vă spun, reprezintă ce reprezintă? Bun, banii către Franklin Templeton, dom'le, înseamnă că e ceva acolo care ar trebui... Ceva suspect. Care ar trebui mai atent verificat. Da. Hai să luăm o scurtă pauză. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu ultimele informații în legătură cu Vladimir Putin, ce a făcut azi, cu ce și-a ocupat timpul. Sigur că toată planeta privește spre acest om. Încep Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing. Sigur că toată lumea așteaptă să înceapă, că se așteaptă să vedem ce vrea să înceapă și Vladimir Putin, că sunt puse într-o relație. Jocurile de iarnă de la Beijing și Jocurile de iarnă de la Kiev. Te gândești că dacă va fi îndestulat cu medalii de aur, poate se mai liniștește? Bine, multă lume spune, dom'le, așteaptă să se termine competiția, să nu-i strice omul elui acolo jocurile, da. Să nu-i strice jocurile, care și niște jocuri pe care le face în regiune. Acum hai să vedem că s-a întâlnit cu liderul Chinei, să vedem ce s-a întâmplat Vladimir Putin astăzi. Vizita oficială a președintelui Vladimir Putin în China este principalul subiect de pe posturile de televiziune rusești. Cu ocazia începerii Jocurilor Olimpice de iarnă, Vladimir Putin este invitat de onoare în China, iar presa rusă nu ezită să folosească momentul pentru a promova cât mai mult imaginea președintelui rus. Ba anterior plecării în China, președintele Vladimir Putin a trimis și un articol către presa de stat chineză, în care laudă prietenia și încrederea dintre cele două țări. Articolul a fost însă prezentat integral și de televiziunile rusești. Țările noastre sunt vecine apropiați legați de tradiții de secole de prietenie și încredere. În timpul vizitei, eu și președintele Xi Jinping vom discuta temeinic chestiuni cheie de pe agenda bilaterală, regională și globală, a scris președintele Vladimir Putin în articolul trimis presei de stat chineze și citat de televiziunile rusești. Tot Vladimir Putin a fost principalul subiect de pe posturile rusești de televiziune și cu ocazia vizitei președintelui Argentinei, Alberto Fernandez. În timpul întrevederii dintre cei doi, Vladimir Putin i-a mulțumit omologului său pentru faptul că Argentina a fost primul stat din America de Sud care a folosit vaccinul Sputnik. Propaganda pro-Putin de pe posturile rusești de televiziune are loc într-un context în continuare tensionat de la graniță. Moscova are desfășurați peste 130.000 de soldați în apropiere de Ucraina și în Belarus, susține numeroase exerciții militare și testează în mod constant timpul de reacție a forțelor NATO. În paralel, negocierile dintre Moscova și Washington sunt blocate și există foarte puține semne de detensionare a situației. Cam așa arată lucrurile acolo. Între timp sunt niște imagini care au făcut în conjurul televiziunilor de știri din lume cu Vladimir Putin urmărind ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Căci persistă curiozitatea la ce se gândește Putin când trece port drapelul ucrainean. În momentul când se gândește Vladimir Putin, sigur că există și o stare de tensiune, adică nu e ceva la care nu e ceva ce să te relaxeze, bă, omul se gândește. Nu, cel mai bine ar fi să nu se mai gândească. Nu se mai gândea. Dar nu te mai gândi la ea. Nu mai gândi, pune la suflet, Doamne, iată, că și tu pe toate le iei și le pui la suflet. Da, cam asta este situația în momentul de față. Și le pui la Federația Rusă. Ai văzut Crimea, ai pus-o la Federația Rusă. Acum zic că ai mai văzut câte ceva, vrei să le pui pe alipire, da. Alipire. Acum, lucrurile stau așa, sigur că așteptăm să se desfășoare această competiție, pentru că există această cronologie suspectată, cum că după terminarea acestei competiții, Vladimir Putin va... și explica motivul pentru care acele trupe sunt masate acolo la granița cu Ucraina, că sigur e o întrebare, e o mirare în care se stă. Între timp, noi avem și niște lucruri pe care le facem aici în regiune, de exemplu. Ce facem noi, Radu? Noi facem ceva, facem. Ministrul Transporturilor ia niște decizii importante, pentru că multă lume a sesizat că e o problemă pe zona de infrastructură. Și s-a luat o decizie. O problemă pe zona de infrastructură? Asta e prima dată când a remarcat. De unde? Eu presupun că e ceva pe surse. Oficial nu s-a vorbit niciodată despre așa ceva. Oficial nu, dar... O posibilă problemă pe zona de infrastructură în România sau așa în general pe undeva pe lume? În general se vorbește. Lumea vorbește, domnule. Uite, mă surprinzi. Și se ia o decizie pentru a mai rezolva din aceste probleme care sunt vehiculate. Ce decizie se ia? O decizie importantă.
Ministrul Transportului vrea să reducă lățimea benzii de circulație de la 3,50 până la 3 metri da. Pe unele bucăți de pe drumul național. E mult mai bine așa. Mai suplu, guvern mai suplu, benzi mai suplu. Și veți vedea că se va circula mult mai bine pentru că va fi o autostradă mai degrabă aerodinamică. Drum național. Erau da. Drumuri lăbărțate, domnul. Da, era o lăfăială. Nu așa se construiește într-o manieră și eficientă. Și gândește-te că dacă nu mai pierzi timpul făcând benzile alea late, că știi că vorbim, bă, sunt prea late, pentru cine le fac. Am lățit așa, domnule. Câștigi timp. Da. Și ai timp să te duci în lungime mult mai mult. Vă că tu mișcare extrem de inspirată pe care o salut pe această cale. Se vede că a venit un profesionist, domnul Buzean. Se simte mult de profesionist. Tu mă contraziceai, nu domnule, că trebuie făcut un pic mai, pentru ce un pic mai late? Pentru ce, Radu? Pentru ce? Ca să-ți încapă tancuri rusești? Dacă, doamne ferește, nu, astea-s făcute în gust. Așa descurajezi și adversarul. Și pe unde intrăm cu tancurile astea? Păi n-aveți pe unde, că românii le-au făcut în guste, să nu încapă tancul. Pe banda. Au făcut. Nu, dar e și o vorbă. Care strategică? Asta e, dar n-are sens să vorbim, că sunt probleme de siguranță națională, domnul Buzean. A făcut o lată. Asta e ideea. Deci a făcut o lată. N-a mai făcut o lată. Acum n-a mai făcut-o. Bine, nici înainte n-o făceau lată. N-o făceau deloc. Dar iată că există și niște argumente vehiculate pentru acest... Da, nu le-am enunțat eu puțin. Mai sunt și altele? Sunt unele la alt nivel, domnul Zanfir. Astea sunt pentru popor. Eu v-am spus adevărul adevărat. Adevărul adevărat. Spus... ce s-a întâmplat. Vă rog. De ce vrea să gusteze pe drumurile naționale? Domnul Grindeanu, pentru a fi un pic mai înguste. Reducerea vitezei de circulație prin efectul fizic de îngustare a benzii da. Pentru prevenirea accidentelor rutiere. Da. Deci și asta. Reducerea vitezei. Dacă este mai îngustă. Mai îngustă, da. Nu mai simți nevoia să accelerezi așa, e un efect fizic. Altfel accelerezi altfel. Și bineînțeles se salvează vieți omenești. În zona trecerilor de pietoni prin introducerea unor insule de protecție a pietonilor. Realizarea unor benzi suplimentare fără expropriere de teren. Deci sunt tot felul de lucruri pe care le vrea domnul. Nu sunt doar beneficii. Uite-l cum stă. Și uite, exact asta e poziția din care vin ideile. Mie așa mi se pare. Uite cum stă aici și o să facem benzile și o să facem. Acum, dacă stau să mă gândesc, explicația asta cu e bună, renunțarea la exproprieri, da. Ar putea să fie interesantă. Noi știm că în România s-au făcut bani, s-au făcut și mici averi. Da. Mici, s-au făcut mari averi. Oamenii achiziționau teren acolo unde știau că urmează să treacă autostradă și erau despăgubiți la momentul oportun. Nu vă gândiți la achiziții de bună credință, care aveau informații din interior. E, dacă le faci un pic mai înguste, da. Încerci și eu să... Nu, văd, e bine. Expropriez mai puțin. E logic. E mai ieftin. E mai intră mai puțin material. Și există acest și merg drum... și mai repede, Radu. Și o să fugă și 3 metri. Mai trebuie să 3 metri. Acest drum național către Moldova încolo e pe o bandă jumătate. Da. Și mi se pare mult. E acum, mult. O singură bandă, eu spun că e arhi suficientă. Nu, jumate. Eu aș lăsa, rămâne cu jumătate. Și dacă te duci la Titi Aur acolo și înveți să mergi pe două roți, eu spun că te descurci cu mai puțin. Ce stres? Trei o palmă de autostradă, Radu. Te dai la șeșa într-o parte. Să dăm hai să dăm și vești bune. Vești bune la final. De încheiere de săptămână. Domnul Adrian Dobre, îl cunoașteți ca dacă ați avea o poză al Partidului Social Democrat dânsul. Este fost purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat, a plecat. S-a dus la Pro-România. S-a dus pe Pro-România și acum deține o funcție importantă, primește o funcție importantă la vârful Unifarm. Vine domnul Adrian Dobre și primește această funcție de vârf, cumva. E o mirare, că te gândești, bă, dar ce treabă are omul cu... Cum ce treabă are? Ce treabă are omul cu această funcție pe care a început să o dețină? Păi e o funcție strategică. E o funcție strategică. Veți vedea în CV-ul meu, zici, ce mă recomandă. Te-ai uitat în CV-ul lui? Și m-am uitat în CV-ul lui, sincer, și n-am găsit ce trebuia să găsesc. Păi, da, sunt, zice domnul Dobre, da, sunt noul director interimar al Unifarm. O să vedeți la Registrul Comerțului când se depun documentele. Eu comunic prin departamentul de presă, nu prin telefon, zice domnul pentru PS News, zice domnul Dobre pentru PS News. Nu prin telefon, nu vorbesc așa, pe telefon. Deci nu stă pe telefoane. Nu dau interviuri așa. Dacă vreți mai multe detalii, strict. Vă rog să vă adresați eventual Ministerului Sănătății, care este autoritatea tutelară. În două, trei limbi de circulație internațională. Internațională, ca să primiți niște declarații de la domnul Adrian Dobre, care a luat această funcție și nu știm de ce. Deci, ca să înțelegeți, că mulți vă gândiți unde îi găsesc CV-ul domnului Dobre. Da. Și stați acum, intrați pe internet, toți, googliți, începe internetul să meargă mai greu, că v-ați așezat toți. Vă spun eu numai. Deci, știm așa, a terminat Facultatea de Finanțe, Bănci și Burse de Valori de la ASE. Okay. Bravo. Se poate... Are mai multe mastere. E normal lucrul ăsta până la urmă. Un singur master. Da, master plan. Un singur master politic, da. Marketing și comunicare. N-ai bă doctorate, asta e singur. Master of Business Administration.
Securitate și apărare națională. Deci are tot, are un fel de, cum se spune, relații internaționale și studii de securitate. Deci nu, deci nu are tot ce trebuie de uniforme. Hai zi-mi ce n-are, domnul Zanfi, că pare că le are pe toate. Puneți-mi de toate, puneți-mi și cu aia și cu aia și cu aia. Problema este că are și o declarație pe care a făcut-o la plecarea de la Partidul Social Democrat, când era necaz mare, zice PSD a intrat din păcate pe un drum fără întoarcere, un drum anti-european, un drum al extremei și al populismului, cu un discurs al urii menit să diviseze și să antagonizeze clasele sociale, vezi? Dar social-democrat. Și acum din partea Partidului Social Democrat. Asta era înainte să fie propus la uniform. Punem și noi aici un domn Dobre. Păi atunci a intrat din nou pe un drum european PSD-ul, iar este... Și iată cum s-a întors PSD-ul pe un drum european, reamintim membru PSD, membru pro-România când o lase pe drumul ăla anti-european și acum, din nou, când e un partid european, centru stânga, frumos, social-democrație modernă, s-a întors la partid și a devenit noul șef Unifarm și vedeți că nu stă de vorbă cu toată lumea, din greșeală a răspuns la telefon, doar instituțional, dacă vreți, îi trimiteți o scrisoare recomandată, pe registratură, vedem, vorbim... Dita mai șeful Unifarm. Reamintim că Unifarm într-un mare scandal, că fostul șef, aoleo, vizat într-un dosar de corupție. Dar ele acum intermediar. Dar poate dânsul are noroc interimat. Și oricum nu se pretează la așa ceva. Nici nu... Nu e cazul, domnule. Ei, cine, nici nu știu ce mai bun discuție. Am dat această veste bună de final ca să încheiem... Ați un weekend fericiți. Special, așa, să avem o încheiere specială. Bine, hai să ne luăm la revedere. Ne luăm la revedere, da. Să aveți o Românie bună în continuare. Ne revedem de luni încolo. Luni la 6 fără 5, cam așa. Weekend plăcut, toate cele bune. La revedere.